Vom începe cu Skibidi Toilet 74 băi și fete, pentru că eu, sincer să fiu cu voi, nu m-am mai uitat de foarte mult timp la Skibidi Toilet și foarte mulți dintre voi mi-a spus că ultimele 3 episoade sunt cele mai tari din toată seria, așa că astăzi vom uita la 74, 75 și 76. Ok, hai să vedem care e treaba. Vedeți că aici zice că Astro Fleet invades the Earth. Deci ceva flotă de toalete Astro. Astea sunt toaletele Astro, nu? Oh, shit, ok. E ciudat rău de tot. Știți că, băi și fete, dacă v-ați uitat la videoclipurile mele în care am reacționat la astea și am reacționat și la secrete, și în episodul de astăzi vom reacționa și la secrete, întotdeauna fata aia la care ne uităm noi, care spune secrete despre Skibidi Toilet, a spus că o să se ajungă la un moment dat ca toaletele Astro să conducă toată seria și să conducă planeta, gen. Hai să ne dacă a avut dreptate, what? I-a luat capul ăla, man. Oh, shit, ok. Eu asta e prima dată când văd chestia asta, să știți, chiar dacă e de 2 luni. Oh my god, ok, bun, deci au intrat ăștia iară în ceva bază. Ok. Mamă, de-aia... Oh, mamă, ăștia sunt morți toți. Ok, aproape toți. Ce face? Ok, bun, ăsta cred că e TV Man, nu? Povul nostru, cred că e TV Man-ul ăla nebun. Uite și oameni, bro! Mamă! În sfârșit, oamenii. Adică am mai văzut oameni, dar... Ah, ok, bun, sunt posedați, sunt Skibidi oameni, sau ce se știe, bro? Credeam că sunt oameni normali. Ok, acum le zice ceva, bănesc că le zice să-i omoare sau ceva de genul. Vedeți că stânga-dreapta sunt foarte multe planuri, foarte multe de-astea. Mamă, ok, uite și pe TV Woman. Mamă, sunt chiar curios ce o să se întâmple. Sunt curios de ultimul episod, că ăsta e cel mai tare. 76-le. Jesus. Bun. Aici zice ceva în limba Skibidi. Ceva de G-Man. Ok. Mamă, ce arme au ăștia? Bă, dar ăștia, bă, sunt din ce în ce mai mișto la, cum zice, la fiecare episod. Ce arme au, bro? Insane. Oh my god. Deci acum ok, s-a dus la un TV scientist. Acum ăștia conduc, cum ar fi. Scientistii ăștia TV. Jesus, bro. Mamă, uitați-l acolo pe Titan Speakerman în spate, săracul de el cât de accidentat e. Uite și pe ăsta, bro. Acum, își aduc aminte de chestii, da? Ia, uite, toaleta Michael Jackson. Ok. Dar am impresia, băi, și vede că episodul ăsta e și un episod de tristețe, cum ar veni că invadează Astro Toilets planeta, dar nu știu dacă am dreptate, o să vedem în următoarele episoade. Ok, aici cu G-Man. Ok, mamă, dar ăștia distrug tot, bro. Bă, sunt din ce în ce mai puternici, man. This is insane. Ce te uiți, bă, așa la mine, ia. Ma. I-am supărat pe ăștia. Fugi, frățiorul, fugi. Fugi în caz de orice. Ce ai, mă, frate, mă, cine te-a supărat? Bun. Asta e supărat. Mamă, ăsta a luat foc. Mamă, dar ce mișto, ce mișto s-a făcut acum Titan cameramenul. Asta e vai de capul lui, față, nu mai are picior. Băi, e ciudat rău de tot, gen, să-ți dai seama care o să fie treaba. Nu mai fi supărat, frățierul. Uite-i pe ăștia, man. Păi și când invadează Astro, că așa zice descriere, că invadează ăștia. Ok, și ăsta dansează. Arată-ne, bă, când invadează situația, că asta vrem să vedem. Ok, ăsta e supărat pe ăla. Nu știu de ce. Hopa, ia stai! Ia stai că se ceartă între ei. Mamă, ok, asta nu e bine. Asta nu poate să fie bine. Asta nu poate să fie bine. Mamă, se ceartă între ei. Asta nu poate să fie bine. Ma. Hopa!
Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De ce se uită toți pe tablete? Ah, ok, deci acum începe invazia. Deci după cum am spus, ăștia erau foarte triști. Am văzut că era să se și certe. Ok, acum vine Astro Toilets. Astro Toilets începe invazia pământului. Mamă, ok, acum devine situația interesantă. Aha, ce zici, băi? Șefule. Oh my god, uitați-vă la ei. Ok, hai că sunt bune și toaletele astea. Oh shit, ok. Sper că puteți face și voi tumbe de-astea cum a făcut toaleta titanilor. Aha. Damn. Ia uite-i pe ăștia. Stați mă la locul vostru. Ce-i asta mă, frate mă? Oh my god. Bro! Da mă, deci acum au invadat pământul oficial. Nu spune. Nu, no, băi, șete, eu nu știu ce se întâmplă. Știți că ăsta e personajul meu preferat. Nu moare, bro. Nu, doar e puțin distrus. Nu, n-a murit, nu? N-a murit. Nu cred că a murit, nu? Bă, nu-i omoară pe ăștia, n-are cum să-i omoare pe ăștia. Bă, nu știu, îi răpește sau ceva de genul, n-are cum să-i omoare. Ok, nu prea îmi dau seama ce se întâmplă, dar sper să nu-i omoare pe ăștia, bro. Oh, shit, man. Ok, deci ăștia iau cu asalt pământul. Acum ei conduc lumea Astro Toilets. Mamă, urâtul ăsta cu nasul mare. Ăsta are nasul mare. Iartă-mă. Ok, băi și fete, hai să-i dăm pe episodul 75, nu? Let's go cu episodul 75. Episodul 75, Skibidi-Toia 75, let's go. Ok. Ok, bun, deci se continuă invazia. Aici, din câte observ. Ăștia contraatacă, lucru normal. Adică dacă uite, nu trebuie să dea înapoi. Trebuie să contraatace. Mamă, ok, ăștia au avioane. Cam nașpa, nu cred că mai pasă. O să mai pasă contraatace. Ăștia toți se ascund, mamă, și sunt supărați, vedeți? Uite, toți sunt așa. Na, băi, bă, până la urmă, n-aș pe ce se întâmplă. Hopa, vin toaletele. Bă, da, ia stați, băi, și fete, ăștia ar putea acum să se alinieze, gen să se alieze. Ia stai să vedem dacă Astro Toilets trag în Skibidi Toilets, dar cred că da. Da, uite, trag. Ah, bă, frate, eu cred că ăștia toaletele au crezut că Astro Toilets o să fie cu ei, gen, cu toaletele, o să facă timp. Că ați văzut că erau, oh, nu, nu, te rog, nu fă asta. Oh my god. Deci nu spune că se întâmplă ca în Skibidi Toilets zombie, bro. Don't tell me that, oh shit. Mamă, da, mă, oh my god, bă, și dacă se aliază ăștia, mă, ar fi tare rău de tot. Deci eu nu știu ce se întâmplă în episodul 76, poate se aliază. Am, o fiți pregătiți. Ce se întâmplă? Mamă, dai, mă, dai, dați, mă, faceți ceva, vă rog, eu. Vă rog, eu, bă, nu muriți așa, mă, faceți ceva. Deci, ăștia cred că se aliază, băi și fete. Mamă, o să fie tare dacă se aliază. O să facă cel mai nebun timp. Tragi tu rapid. Ce te uiți așa, băi? Ma. Te-ai dus, frățioro. Te-ai dus departe, ce să zic. Bom. Hai, mă, las așa. Oh, ce-i dă-l ăsta? Ești mor, frățioro. No. Bom. Ce-i ăla? Bă, ce-i ăla? Bă! Bă, ăsta-i om, ăla-i câine. A zis că are ureche de-aia, e câine. Sau ce-i ăsta? Sau e un om cu păr? Sau care-i treaba? Bă, era câine? Ce e aia, bă? Bă, era un câine. Ia uite.
Uite și, mamă, ce mă... Mamă, ce-s caracterele astea, bă, fraților? Asta-i ceva sergent, ceva polițist mai șmecher, cameraman. Și ăsta e un skibidi cameraman, habar n-am, cu camere. E ceva controlat de camere. Ce? Cine-i asta? Deci, fraților, acum se bagă toaletele împreună cu ăștia? Mamă, cine sunt ăștia, fraților? Nu i-am mai văzut până acum, mă, ce-s personajele astea noi? Damn! Băi, frățiorul, mamă, bă, ajutați-l, mă, pe ăsta, mă! Uitați-vă la asta, mamă, ce urât e! Ce se întâmplă? Hopa, se supără că i-a omorât gagica! Mergeți, 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 hai, hai, hai! Nice! Mamă, bro! Bă, ăștia sunt toalete, ce sunt ăștia, men? Sora mea, văd că e supărată, ma. Da, cred că are și motive. Ok. Bun, l-au găsit pe ăsta, mă, luați-l. Și unde-i fata? Uite-l pe ăla, uite-o și pe ea. Deci ăștia acum ce credeți, băi și fete, că o să fie personajele principale, gen, se alează toaletele cu cameramanii, că nu mai înțeleg nimica, bro. Nu mai înțeleg nimica, hai să dăm la următorul episod. Iar următorul episod, după cum puteți vedea, băi și fete, începe cu toaletele astea care se bat cu cineva, oare cu cine se bat? Sperăm că cu Astro Toilets și nu cu cameraman sau ceva. Bun, 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 perfect. Mamă, de-așa sunt prea puternici, bro. Nice! Mamă, dar cine era ăia, bro? Wow! Insane! Ma! Mamă, dar sunt mor de... gen, sunt mor de curios cine erau ăia. Scrieți la comentarii, băi și fete, acum o să reacționăm la... Deci după ce terminăm asta, reacționăm la secretele. La secretele acestui episod și dacă nu-mi zice nimica de personajele alea, scrieți la comentarii dacă vreți să facem un episod separat ca să aflăm care e treaba cu acele personaje. Bă, nu trage, bă! Sau, ce? Ăsta e Astro Toilet? A, cred că e Astro Toilet, sau? Da, cred că era un Astro Toilet. Bă, nu mai trageți, mă, bă, faceți echipă! Nu, nu trage. A, ia uite, uite, sunt în echipă cu ăștia. Bă, se aliază! Trebuie să se alieze, bro. Nu există altă variantă. Ești nebun? Că uite de când a venit aia toată harta, să zicem așa, e apocaliptică. Se distruge tot, uite. Uite, bă, nu-i bine, bă, ce faceți, bă? Nu vă bateți între voi. Bătiți-vă cu Astro Toilets. Nu vă bateți așa între voi. Vă bateți voi după. Dă-i. Ma. Mamă, ce armă mișto. Wow. Trage în el. Trage. Până tragi tu, frațioro. Trage altcineva. Goodbye, hai că goodbye. Vezi că trage altcineva, băi, șmechere. Ai grijă că deja știu schema asta. O venit ăsta. Mamă, dar ăștia sunt gen, arată mișto rău de tot, bă, sunt personaje noi. Ok. Mamă. Da, frățiorul, trage, mă. Trage că n-ar ce să se întâmple. Dă-i, 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 ești nebun. Așa. Nu-i bine. Cine-i ăla? Ok, bă, fraților, deci am foarte multe întrebări la care trebuie să primesc un răspuns. Ăla tot un Astro Toilet e. Cred că e Astro Toilet, îți dai așa seama așa după designul lor, gen, că sunt din metal, că nu știu ce. Uite, e controlat de ăsta. Deci acum toți șmecherii se aliază, fac o alianță, cred!
cred, nu știu. Ia, hai să mergem la analiză să vedem dacă găsim răspunsuri la întrebări. Ia, vedeți, fraților, că nici măcar nu mi-am dat seama. Deci titlul la analiză la care vom reacționa se numește Alianța Domină. Deci, într-adevăr, bă, deci, mă jur că nu știam asta. Am zis-o așa că, da, trebuie să fac o alianță. Deci, ei deja au făcut o alianță. Ok, hai să vedem care-i treaba, că sunt foarte curios ce zice Dr. Bio. And let's start with the description. Cum zice? Because Boom literally wrote Skibidi Madness. Skibidi Madness. It was truly madness because we haven't seen such a large-scale battle between small agents for a long time. And this episode reminded me of episode 66, in which there were such large-scale battles, and it looks amazing. Ok, deși că de foarte mult timp n-a mai fost o bătălie de asta, bă, chiar a fost o bătălie de bun. Bă, e apocalipsa de când au venit aia la putere. At the beginning of the episode, we see a squad of toilets, and despite the epicness of this battle, I immediately noticed this din-dong gun. And it's funny, but still you can see that the toilets fight fiercely as if it's the last time. Mamă, deci uitați-vă cum se bat, bro, ca și cum, gen, ultima suflare. Uite steagul american. It's strange that this dude is carrying an American flag behind him, and it's quite unusual. And there are two reasons for that. Or maybe the flag was originally on this model since we haven't seen guns like that before. And it's obvious that this toilet squad is more combat oriented since they have a billion guns on each side. Or maybe Boom is referring to the United States. Okay, bro. In the past, he had videos that were related to countries or politics. Ok, deci aici arată, fraților, băi, eu cred că steagul ăla e pentru că ăștia sunt soldați, sunt soldații americii, cum ar veni, știi? Că vedeți că a zis și fata asta, toaletele astea sunt parcă așa de război, și ce zic? Toilet, he did three episodes called America. Ah, știți că, uite, The Fuck Boom are și chestiile astea cu America. And actually these videos make sense. But if you want to find out, you should watch these videos for yourself. Știți videoclipurile astea, băi, și vede când vine America să general, the flag in this episode fure uleiul. So it has something to do with politics, but that's a topic for another video. So let's move on. Then we saw that all this time the guys were trying to destroy one Astro Interceptor. Okay, toți dau un Astro toilet. So if you look at their crazy faces, I thought they were fighting against a million enemies. Da, dacă tu îți lai zici că dacă tu zici că se băteau cu un milion de inamici, de fapt plăteau într-o toaletă. Și nu prea îi pasă lui Astro toilet. And I mentioned this in the last video because the Astro Interceptor from episode 51 was able to survive even after the cameraman fried him. But all that was left of his fried friend was his skull. And that means that the Astro toilets are made of a stronger material that probably doesn't exist on Earth. Ok, deși că astrotoilele sunt probabil făcute dintr-un material care nu există pe pământ și care e foarte, foarte rezistent, gen că ați văzut că, bă, sunt atât de multe chestii care nu se leagă, adică vin ăia, bă, trag în ei, efectiv, fraților, bă, toată lumea trage în ei, se omoare, ei nu mor. So the scientist couldn't create a weapon like the astrotoilet because he didn't have the material, but he was able to create a glitch toilet out of garbage that looks like this dude. But maybe I'm rushing things and we'll get to that later. And even though asta the crow glitch was almost toilet falling apart from the damage, he kept laughing as if to say that regular toilets are trash compared to Astro. But the decisive damage was done by Skibidi Superman. A venit Skibidi Superman. Bă, nu, n-am observat asta. Skibidi Superman. I don't know why Boom added him, but we know Boom is a superhero fan, so it's okay. Bro, nici măcar mi-a dat seama, fraților, de asta are episoadele astea cu analiză. Skibidi Superman. I'm still amazed that Astro survived even after a direct hit in the face by Superman. But what's even more interesting is that after Superman crashed into him, we saw green sparks. And these are the same sparks that were on Titan cameraman's body when the Astro toilets attacked the Titans. Uite, au văzut ceva chestie verzi. And is it possible that a secret agent helped the toilets and sent this Superman to save the day? Honestly, it sounds wild and funny, but drop your theories about that in the comments. Ok, poate acel Superman a fost trimis de către un astro toile, cine știe. Showed up and said, "How dare you resist, traitor scum?" And it was pretty rude to hear him say that, but listen for yourself. And it's insane how ok, și a zis, cum îți permiți să reziști trădător jegos sau ceva de genul? Adică ăștia vor să facă alianță. Was able to destroy the whole squad with just one attack, and now I'm starting to understand why Boom called these guys Skibidi Destructors. And after that, the cameraman began to run away. But asta for a second, a we saw something wild. But I better not comment on it. And the main thing is that the dude was comfortable. And while the POV cameraman tried to take cover somewhere, he met a poor toilet. Ia uite-l pe ăsta. Pe ăsta l-a omorât? Like going through hell. And that's literally true because those freaking Astro toilets are like the horsemen of the apocalypse, and their weapons are crazy. And you can even see the bro shaking with fear. Mamă, deci uitați-vă, ăsta era panicat rău de tot. And when dar nu trage. Pointed his guns at him, I felt sorry for him. But even though cameraman didn't kill him,
He was killed by another lightning fast astronaut. Nu l-am omorât ăla, dar l-am omorât astronautul. Uitați-vă, băieți, fete, vedeți? Fix și am zis, au materialul ăsta ciudat să construite altfel toaletele astea. Uitați-vă. A, uite, glitch toilet. And after I saw this dude, I knew right away that Scabidi scientist was definitely an astro toilet. And now Defuk is trying to tell us that. And he's și că Defuk încearcă să ne zică prin aceste mici gen, că vedeți că toaletele seamănă între ele, că Scabidi scientist, omul de știință, este chiar un astro toilet. Making the story so that we go back to the early episodes because they're important again. And he specifically created this dude in the design of the glitch toilet so that we realize that Scabidi scientist was an astro toilet. And he was okay, asta zice. Și că asta era planul omului de știință, să transforme toaletele normale în astro toilets. Nu știu ce să zic. But because of failed experiments, the first glitch toilet was far from ideal. And so the scientists didn't create more such toilets. Honestly, now all the puzzles are beginning to come together. And I think that very soon we will know the whole truth about it. Când o să știm adevărul, probabil. Similar to the one that was on G-Man when he fought against the Astro Commander. Which says that the scientist was trying to recreate astro technology. Ok, vedem, uite că casca lui seamănă cu alu G-Man. Bă, sunt foarte multe chestii care se leagă. Because of this, he was literally run over. And on the horizon, Mama. He had a huge Scabidi uncle, and one of the agents out of fear shot him in the face. But suddenly another cameraman came out from the toilet and signaled that this toilet is an ally. Ce că este attention to the shirt of this cameraman. Un ally. Initially it may seem red, but I think that this is the same POV cameraman from episode 75 who was wearing a yellow shirt. And his shirt changed color because it is wet from the rain. But maybe I have problems with the definition of color, so write what you see. Okay, zice că e nu știu ce cameraman, and nu contează. This big guy. This is a reference to the character Avery Johnson from the game Halo. Ok, deci că asta este Avery Johnson din jocul Halo. By the way, Mommy Mutant is also a character marine from Mommy Mutant, așa o cheamă. Mommy Mutant. Mutantul Mommy. Scrieți la comentarii, băi, și vedeți dacă e adevărat. Very game. And it is e un caracter din marină. Interesting. And maybe in the future we will see even more characters from Halo, but time will tell. And then ok, deci din jocul Halo. Just went off to destroy Halo. Other enemies. And of course the cameraman didn't realize what happened, but there was no time for that as the battle continues. But now pay close attention to this frame as it's the most important moment in the episode. We see several white toilets on the road and several cameramen running from the hot spot. But notice this dude. Uite și pe ăsta. Why is bro in a wheelchair? How the hell did he get here? And if you think about it logically, it's impossible that he was sent here to fight. And I also doubt there are engineers and scientists out there who fixed him up and put him in that wheelchair. But maybe it's just another reference I don't understand. Ok, de zice că este imposibil că asta să fi fost trimis aici să se lupte. Deci asta înseamnă, băi și fete, că ăștia au distrug toată planeta. Adică nu distrug doar toaletele care vin să se lupte cu ei și cameramanii distrug pe toată lumea. But the best part is gonna happen in a second and pay attention to this. The freaking chair just swivels on its own and it's insane. Honestly, I have no idea what it is. The chair lore is so deep I can't even... Ok, s-a mișcat scaunul ăsta, bro, așa ce... Imagine it. But there is no way that the chair can turn by itself. And I suppose that maybe someone invisible is sitting on. Poate cineva e invizibil, bro. What? Mamă, fraților, bă, se duce prea departe analiza asta. Voi ce ziceți? Scrieți la comentarii. Because otherwise it is simply unexplainable. Na, bro, n-are cum. Of course, I will try to find out something about this chair in the next video. Nu știu, but ciudat. For now, I am powerless, so write your theories in the comments. Another astro glitch started destroying all agents and toilets. And POV treated him with his projectile. But bro didn't show any reaction but paid attention to cameraman. And the epic battle started. And the most interesting thing is that even though Astro was covered by his helmet, but still he was affected by the paralyzing ray which immobilized him. And I am pleasantly surprised that Alliance technology has an effect even on Astro toilets, which means that nothing is lost and the Alliance can still win. And when the cameraman took off his helmet and stabbed him in the head, okay. We saw something interesting because he has a circle tattoo on his uite, head. Uite, are un tatuaj acolo. Tell you about in a minute. And cameraman și o să ne zic imediat despre ce e vorba cu acel tatuaj. Made the wise decision to take away Astro's gun. And this gun is truly from another planet because it arma asta e de pe altă planetă, cum am zis și eu, băi, fete. Nebunie e arma asta. But by some miracle, crazy dude with a stabbing knife in his head managed to get up. And the dude hit the cameraman ia, at uite. Crazy speed. And finally, we could clearly see his sign on his forehead in the form of a crossed out triangle. Ok, bun, și au foarte multe semne de-astea. 100% semne înseamnă ceva, că altfel nu le-ar fi pus and aici. And many are wondering what it means. And in fact, these two signs have the same meaning. And that is Earth. Earth. Ok, deși că aceste semne înseamnă pământ. Honestly, I don't know why Earth, because it could mean absolutely anything. It could mean a special rank that this kind of astro toilets have,
Or it could mean that these troops are made to fight on Earth, or it could mean some element like in the Azov Okay, Avatar. Nu înțeleg. But from what we have seen, it is most likely the lowest ranked toilets, and perhaps the Earth sign indicates this rank. At the moment, we have not seen similar signs in other astro toilets, so it is difficult to say. But to be honest, I have not tried to find out what it means. So in the new video, I promise to dive deeper and find out what it could mean. E ceva ciudat, bă, și de ce pământ? Adică ei nu sunt de pe pământ. Ar fi fost After mai... After Astro knocked da. Cameraman down, să fie altă planetă, ar fi fost mai logic. Time to die. Ce că i-a zis time to die. And I suspect that this dude was voiced by Mr. Defook himself because he has a similar voice, and maybe he voiced a lot of characters that we don't even know about. Because bro is good at voicing. Ok, poate The Fog Boom a zis asta, gen. Vocea lui The Fog Boom. But instead of killing the cameraman, the dude yaps and loses his head. And we finally get okay, to see the boss trying asta. To save the day. Asta e boss-ul. And listen to their powerful handshake. The guys finally found each other. But it was obvious that it wasn't over because the toilets started showing up one by one. Au venit toaletele astro toilets. His cheater shield that he stole from the Titan cameraman. Because it's literally the same shield that was in Ia the vedeți, bro. And because it's asta l-a luat de la Titan cameraman. Mamă, dar ce s-a întâmplat cu Titanii? The little cameraman, they came up with the idea of putting it on the ground. And I'm so glad that finally the agents started thinking with their heads because for most of the series, the cool technology was only in the Titans. And the regular agents were too weak and died with one Bă, shot. Bă, frate, dar unde sunt Titanii, man? And note that he's just like the other toilets, but bigger and has mechanical paws and a cord. Uite ce toaletă mișto. Ok, și după au venit ăștia. Na, și cam aici se termină. Băi, și fete, na, vă dați seama că sunt foarte multe semne de întrebare, că e partea 1, da? Deci trebuie să vină și partea 2, partea 3. Băi și fete, scrieți la comentarii dacă vreți să fac un episod despre caracterele astea noi. Nu știu dacă pe aia o cheamă Mami Mutant, adică cred că nu, dar nu știu, o să văd. Scrieți la comentarii dacă vreți să facem un episod de genul.